Un grav accident rutier s-a produs astăzi între două autoturisme în jurul orei 10 pe DJ-653 la intersecție cu DJ-606 în localitatea Almojel din comuna Vlădaia. Pompierii și polițiștii au intervenit imediat pentru a oferi primul ajutor celor 5 victime implicate. Un bărbat de 65 de ani din localitatea Șinian, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 653 la intersecție cu DJ-606, a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un bărbat de 38 de ani din localitatea Recea. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a 5 persoane, care au fost transportate la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Două echipaje de pompieri din cadrul stației Vânju Mare au intervenit cu auto specială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. La sosirea pompierilor, o persoană se afla blocată într-un autoturism și a fost nevoie de intervenția rapidă a echipajului de descarcerare pentru extragerea acesteia. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că unul dintre bărbați ar fi trebuit să fie în carantină la domiciliu. Totodată, pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la cele două autoturisme implicate în accident.